Doamnelor și domnilor, bună ziua! Sunt Cristian Fogel din platoul Roman 24 pentru încă o ediție a emisiunii Politica în Neamț, invitat alături de mine astăzi domnul Cucu Paul Daniel din Comuna Dulcești, consilier local și candidat din partea Partidului Național Liberal pentru prima poziție în primăria Comunei Dulcești, pentru cea de primar. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru invitație, bine v-am găsit! Ne-ați găsit cu greu, că noi suntem așa puțin ascunși aici în spatele casei. V-am găsit ușor. Prima oară la noi în studio. Prima oară la dumneavoastră în studio. Nu am mai participat niciodată la o emisiune. La nici o emisiune. La nici o emisiune. A, premieră. Premieră. Scoateți drapelele cu fanfare. Cum vi se pare până acum? E emoționant? De ce? Sau nu? Este emoționant, dar este ok. Asta de grijă. Lucrurile merg ca la dentist. Știți cum e, zice, stai că nu te doare, hap, odată și s-a rezolvat. Ce face Comuna Dulcești? E bine? E sănătoasă? Cum merge administrativ? Comuna Dulcești, din punct de vedere administrativ, pot să vă spun că nu merge prea bine. E suferindă. Are să fac o scurtă prezentare a mea. Vă rog. Locuiesc în Dulcești de când m-am născut, am familie în Dulcești, am o casă în Dulcești, sunt consilier local de ceva timp, m-am implicat foarte mult administrativ, am încercat să facem o sumedenie de proiecte, din păcate nu am avut susținere din punct de vedere politic. Am mai reușit cu ajutorul unor colegi care sunt bine intenționați pentru comunitatea în care trăim să facem lucruri bune. Am mai avut și piedici. În general, locuitorii Comunei Dulcești la acest moment sunt nemulțumiți din punct de vedere al administrației publice locale. Dacă îmi permiteți să intru în amănunte, Comuna Dulcești în ultimii 8 ani de zile a suferit, ca să zic așa, o văduvie a proiectelor mari, proiecte de mare anvergură, mă refer la proiecte de gaz, de extindere de gaz, de rețele de apă și canal, de drumuri, modernizare drumuri, parte de infrastructură în general a drumurilor sătești și comunale. Nu pot să neg faptul că s-au depus anumite proiecte, unele au rămas prin sertar, altele nu știu în ce stadiu sunt, că nu ne-au fost prezentate niciodată, să vedem cum au fost analizate de cei de la forurile superioare. În general, încercăm să facem lucruri. Comuna Dulcești era una dintre cele mai frumoase comune de pe DN15 de Roman Piatra Neamț. Da, da, da. Acum, cu părere de rău, vă spun că sunt dezamăgit total. Dar, asta este un dar, voi face tot posibilul ca locuitorii Comunei Dulcești să aibă ceea ce le trebuie. Spuneți-mi, vă rog, o chestiuță. Ați spus mai devreme că ați întâmpinat și piedici. Peste tot se ivesc piedici când e vorba de administrație publică locală. Cum se prezintă Consiliul Local în momentul ăsta la Dulcești? Dumneavoastră sunteți în minoritate acolo, dacă înțeleg, nu? Da, suntem în minoritate. Consiliul Local se prezintă în felul următor. Partidul Social Democrat are 4 consilieri, Partidul Național Liberal 3 consilieri, ALDE 3 consilieri și un consilier de la Partidul Mișcarea Populară. Și ideea că ar fi că sperați să se modifice cumva balanța de putere. Eu cred că s-a modificat între timp balanța de putere. Am avut o discuție colegială și am reușit să ajungem la un liman în ceea ce privește majoritatea în Consiliul Local. Bine, e normal pentru interesul comunei. Acum, să fiu sincer, am mai avut sprijin uneori și de la consilierii PSD. Dacă ne vorba de un bine când comun, exact, trebuie să fii stupid să înțelegi importanța. Da. Dar ideea este că aveți idei, ar trebui, pentru că cei care ne urmăresc, trebuie să admitem și să recunoaștem chestia asta, de cele mai multe ori nu știu cum funcționează un consiliu local și că acolo se iau deciziile importante și atunci lor li se pare, bă, consilierii ăștia merg acolo și nu fac nimic. Uite, n-au rezolvat nu știu ce. Dar ei nu înțeleg că, mă, vine un consilier, face o propunere, se ia în discuție, se negociază, că asta înseamnă politica la final, mai tragi și pe ăla, mai convingi și pe ăla și la final, dacă îi convingi pe mulți, proiectul trece și lucrurile se mișcă. Dar dacă nu îi convingi, pentru că
nu știu, din orgolii politice, poate nu sunt de acord cu tine, a, nu o să le meargă păsturilalți. Da? Și votează împotrivă. Și la modul ăsta întrebam dacă există piedici, există orgolii politice puternice într-un consiliu local, dintr-o comună cum e Dulceștea. Ca în orice consiliu local există orgolii politice. Ca în orice consiliu local. Numai că la Dulceș, cum vă spuneam mai devreme, lucrurile s-au mai schimbat între timp. Unii colegi au înțeles să lase la o parte aceste orgolii când era vorba despre un proiect pentru comunitatea locală. Vă dau un exemplu. Vă rog. De-a lungul timpului, de când sunt consilier local, am inițiat un proiect pentru construirea unei capele mortuare în satul Dulcești. La momentul respectiv eram în minoritate. Dar totuși colegii din Consiliul Local au înțeles că este necesar acest lucru, da, și au fost alături de mine la acel proiect. Asta e un exemplu de bună conlucrare, de bună colaborare. Exact. Au mai fost proiecte de extindere de rețele de gaz. Comuna Dulcești este una dintre primele comune din zona Roman care a avut gaz metan încă din 1996. Numai că noi, administrația locală, nu mă refer la noi, cei care s-au perindat de-a lungul timpului în executivul unității administrativ-teritoriale, nu au știut să fructifice acest lucru și să îi extindă peste tot în satul Dulceș. Și la acest moment sunt străzi în satul Dulceș, cu toate că noi avem gaz din 1996, care locuitorii nu beneficiază de acest lucru. Care e motivația? N-au vrut oamenii sau nu a fost implicarea administrativă? Nu s-a implicat. Noi de curând am depus un proiect pentru extindere pe o stradă. Uh-huh. A trecut cu 10 consilieri din 11. Am alocat și banii din bugetul local pentru extinderea acestei străzi. Acum să vedem, este la dispoziția executivului să vedem ce face. Momentan nu se mișcă lucrurile. Păi executivul nu trebuie să pună în practică... Așa ar fi normal să pună în practică. Așteptăm cu ardoare să vedem dacă... Poate, nu, eu nu pot să înțeleg cum se ajunge în situația asta în care decizia s-a luat, oamenii sunt de acord, s-a votat pentru și stăm pe loc. Dar au fost de-a lungul timpului. Dulceștiul este un caz special. A. Noi am avut o listă de investiții aprobată în anul 2023. Uh-huh. De toți consilierii locali. Lista de investiții a rămas nemișcată. Unele investiții de-a lungul anului 2023 au rămas așa, pe undeva. Ne-am trezit la sfârșitul anului 2023 că au dispărut acele investiții. În 2024, la aprobarea bugetului, s-a venit cu o altă listă de investiții. Acele efectiv au dispărut. Au dispărut și investițiile și au dispărut și banii. Foarte, e ca în zona crepusculară, da, 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 e ca la magie și a dispărut. Da. Trebuie să mă întreb o chestiuță, câți bani a primit Dulcești acum de la CJ? Din câte am înțeles de la CJ, s-a primit suma de 600.000 de lei. O să avem ședință săptămâna viitoare, pe 29, și o să vedem cu exactitate cum au fost împărțite sumele și pe ce capitole. 600.000... Asta înseamnă 6 miliarde vechi. Nu, încerc să fac comparație cu alte. Romanul a luat 300. 300 de mii. Da. Încerc să-mi dau seama cam pe ce filieră sau pe ce criterii. Sau pe criterii politice, e limpede. Da, eu n-am vrut să spun, pentru că trebuie să fii imparțial, dar pe mine mă atinge personal ca locuitor al Romanului. Dintre proiectele dumneavoastră, vă urmăream, cum se numește, raportul de activitate de pe site-ul primăriei Dulcești. Aveți acolo în plan locuri de joacă pentru copii în Dulcești, Corhana și Roșiori. Da. Am fost inițiatorul unui astfel de proiect, care din păcate nu a trecut. A, poate nu sunt copii destui în comunitate. Nu știu dacă se pune problema așa, în funcție de câți copii sunt. Noi trebuie să le acordăm locuitorilor, indiferent că sunt 10 copii sau 100 de copii, trebuie să facem lucruri pentru ei. Am fost inițiator unui proiect, chiar la momentul respectiv am prezentat și un deviz în cadrul Consiliului Local, am vorbit cu o firmă să vedem ceea ce presupune, nu a trecut. Ulterior am încercat și primarul să mai facă o chestie văzând... Ar fi necesare locurile astea de joacă. Ar fi necesare. Acum sunt sarcastic că poate nu sunt copii, că în orice comunitate sunt copii și cu siguranță sunt destui. Da, le-ar trebui locurile aia de joacă.
Ar trebui. Ar trebui să vă întoarceți la proiectul ăsta? Chiar o să ne implicăm în chestia asta și eu cred că o să reușim în perioada următoare. Există locurile, v-ați gândit la locurile? Noi ne-am gândit undeva o locație foarte ok. Adică sunt locații în toate cele trei sate care le-am menționat noi, dar aici mai sunt cu probleme. E curățenie, terenurile sunt afectate grav, deci... Bun, dar nimic nu se face fără lucru. Sigur, sigur. Dar o să reușim. Ideea este că nu trebuie să mi le spuneți mie, pentru că eu în mare știu despre ce este vorba, dar cei care ne urmăresc acum spun, ia uite mă, să știi că poate ar fi o idee bună să facă cineva locurile de joacă. Chiar este necesar. Chiar este necesar pentru spațiile de joacă. Ce ar mai fi legat de copii, nu știu, școli, infrastructura educațională, cum stă? Nu vreau să fiu răutăcios. Da, vă rog. Am venit în emisiune la dumneavoastră și chiar nu vreau să spun lucruri, dar vreau să spun totuși realitatea. Spre exemplu, la Dulcești, administrația locală a investit într-o sală de sport, așa zisă sală de sport, undeva la acest moment, cred că depășește suma de 800.000 de lei, care nu cred că este necesară. Sală de sport pentru grădiniță, îmi cer scuze, pentru copiii de la grădiniță. În condițiile în care efectivul copiilor este foarte mic. Nici locația nu este prea ok, este chiar în spatele primăriei. Noi la momentul respectiv am fost de acord să facem o sală de sport, dar nu în locația respectivă și nu cu aceste sume colosale. Poate nu era prioritară o investiție. Era prioritară, dar era prioritară lângă școală, eu așa o vedeam. Și o sală de sport în care să aibă acces și cei mici și cei mari, și să desfășoare tot felul de activități acolo. Nu era necesar numai pentru sală de sport. Dar acum înțeleg că s-a transformat jumătate din ea într-o magazie, nu este finalizată. Sincer să vă spun, n-am intrat niciodată acolo, nici n-am avut acces. Ați spus că e în spatele primăriei, nu? Da, n-am avut acces, este încuiat mereu. Și școala sau grădinița? Este undeva mai jos. E tot în zonă măcar. Grădinița este în zonă, dar școala este mai jos. Ar fi fost interesant, zic că sunt situații în România în care s-au făcut săli de școală în mijlocul pădurii și trebuie să meargă copiii 4 km pe jos cu ghiozdanul în spate pentru ora de sport. Nu știu dacă sunteți la curent. Da. S-au făcut și în alte părți. Cum să vă întreb eu? Pentru că în momentul în care omul merge în cabina de vot și pune ștampila, el pune ștampila pe o persoană care răspunde cerințelor personale ale fiecăruia. Și sunt oameni care vor întreba, bun, dar domnul Cucu vrea să fie primar. Cum stă cu relațiile? Relațiile politice, mă gândesc. Adică, cum atrage fonduri pentru comunitate? Cum se înțelege cu ministrul X? Cum se înțelege cu președintele Consiliului Județean? Cum se înțelege cu... Cum vă înțelegeți cu oamenii ăștia? Activez în Partidul Național Liberal din anul 2008. Vechime. Cu vechime. Cunosc foarte bine colegii din Partidul Național Liberal. Am o relație cu atât cu vecinii cât și cu cei de la conducerea județului. Am o relație foarte bună cu domnul deputat Laurențiu Leoreanu. Am o relație foarte bună cu domnul George Lazar, cu domnul Eugen Țapu Nazarie. De-a lungul timpului oamenii ăștia mă cunosc. Deci prin extensie mai departe, pentru că un primar trebuie să meargă, acum cer scuze că vă spun, un primar trebuie să meargă efectiv la milogeală pe la ministere la un moment dat. Nu? Păi de fapt asta e atributul primarului, nu? Să aducă fonduri pentru comunitatea în care trăiește. Păi și sunteți disponibil sau dispus pentru... Sunt dispus să fac lucruri. Sunt dispus să fac pentru comunitatea asta în care trăiesc. Chiar îmi doresc și voi face lucrul ăsta. Mi-e dificil, nu știu, să înțeleg chestia asta. Băi, mie îmi place să mă duc și să mă bat. Eu sunt genul de om foarte comod. Colegul meu vă poate spune. Să-mi fie cât mai ușor posibil. Nu cred că aș fi vreodată capabil să fiu primar într-o comunitate. De asta sunteți exact opusul. Să bătăios așa, să văd ce să văd. Da, sunt o persoană bătăioasă. Și chiar mă lupt pentru lucrurile astea. Dacă mâine ar fi să începeți un proiect în Comuna Dulcești și ați avea posibilitatea de semnătură și de ștampilă, deci practic de pe funcția de primar. Care ar fi primul proiect în care v-ați băga? Primul proiect în care m-aș băga, modernizarea infrastructurii drumurilor din Comuna Dulcești. Este imperios necesar lucrul ăsta. Bine, DN15-le nu puteți să vă băgați în el, că e... DN15 nu aparține, este drum corect. Național, noi mai avem și drumuri județene care trec prin comuna noastră, dar mă refer strict la drumurile comunale și drumurile sătești.
care este sunt o grămadă. Este obligatoriu, o grămadă de drumuri. Noi avem acum în comună centrele satelor neasfaltate la acest moment. Dar ca să înțeleagă și cei care ne urmăresc, centrul comunei Dulcești nu este DN15-le, nu? E un vale spre... Vă referiți la centru la geografic? Centru, da, centru geografic. Dulceștiu e o comună întinsă, e un sat întins. Dulceștiu este, da, este întins, are 6 sate. Brițcani, Poiana, Cârlig, Corhana, Roșior și Dulcești. Centrul comunei este la Dulcești. Centru, de ce se zice centru? Că trece drumul național de DN15 prin Dulcești. A, ok, deci ăsta e centrul da. Comunei, da. DN15-le. Aveam senzația că e undeva în vale, după stadion, apropo. Nu. No. Trebuie să mai ies din casă și eu, mă merg cu mașina ocazional, că mai cunosc și eu, râde colegul meu de mine de fiecare dată. Eu nu cunosc zona mai deloc. Stadionul ăla, terenul ăla de fotbal rămâne tot așa sau urmează să fie modernizat și el? Stadionul de fotbal... Spunem stadion, e un teren de fotbal. Este un teren de fotbal. Acum noi am încercat să facem, măcar să-l închidem. Acolo existau animale. Da, e un fel de pășune publică. E un fel de pășune publică și am încercat să facem ceva astfel încât să aducem tinerii, să-i scoatem din zona asta de a merge pe la baruri, de duminica e mai frumos, te mai întâlnești în sat, mai participi la un meci, mai faci o miuță. Da. E bine și pentru organism. Clar, păi nu trebuie să alergi, iarba verde e bună la tălpi. Sigur. Au fost investiți niște bani acolo, sincer vă spun, mie nu-mi place cum a ieșit, dar într-adevăr mai trebuie, acolo gazonul are o problemă mare și trebuie să rezolvăm și partea asta cu gazonul, dar eu cred că este o chestie benefică pentru comunitate. Când spuneți că Dulceștiu nu duce foarte bine, că e suferind administrativ, mi-e greu să cred că astea sunt singurele probleme ale comunității. Infrastructura rutieră, da? Gazul, apă, canal, cum nu există. Prin programul național Anghel Salini, care este al Partidului Național Liberal, da, a fost aprobat un proiect pentru apă și canal în satul Dulcești, deci nu în comuna Dulcești, doar în satul Dulcești, proiect care s-a derulat începând din anul 2023, acum cred că este în stadiu de licitație, nu știu dacă s-a organizat licitația, dar deocamdată nu s-a demarat. Mai este un proiect cu extindere de gaz în satul Corhana, da. Acolo la fel este în stadiu de semnare de contract tot prin proiectul național Anghel Salini. Acum cred că au stagnat aceste proiecte din mai mulți factori care nu aș vrea să vi spun la acest moment. Dar s-ar putea, nu știu, dacă ați fi dumneavoastră în poziția de primar, să le urgentați? Categoric. Ține de relații. Categoric, sigur. Sigur. Mai mult decât atât, aceste proiecte au fost aprobate de Ministerul Dezvoltării. Dacă îmi dau bine seama, cred că ăsta cu apă și canal a fost undeva prin luna septembrie anului trecut. Bine, proiectul a fost făcut un proiect cu niște studii, s-a ajuns la o sumă de Ministerul Dezvoltării, având atâtea OAT-uri, cum știți și dumneavoastră, nu le-a acordat suma întreagă, le-a dat o anumită sumă, da, pentru fiecare unitate administrativ-teritorială. Acum greșeala primarului este că a acceptat partea de cofinanțare din surse proprii. Dacă mă întrebați pe mine, este o problemă gravă, atât timp cât nu poți să ai o cofinanțare a acelui proiect, există piedica aceasta pentru nu a începe lucrurile. Hai să spunem pe limba tuturor. Cofinanțare înseamnă că și primăria trebuie să vină cu o parte din bani, da, care poate fi o parte mai mare sau o parte mai mică în funcție de valoarea proiectului. Exact. Corect? Exact. Și e posibil ca primăria să nu aibă. Păi bugetul primăriei este undeva la 2 milioane și ceva de lei și dacă vă, spre exemplu, la extindere de gaz la Corhana, administrația și-a asumat suma de 1.600.000 plus TVA pentru extindere de gaz în satul Corhana. Când putea să adapteze proiectul la cele 2 milioane pe care le-a primit din la Ministerul Dezvoltării, ulterior
Mai exista altceva, prin PNRR, prin alte programe naționale, putea să facă o extindere. Deci vorbim de lipsa de experiență a celui care ia decizii. Nu vreau să fiu răutăcios, dar cam pe aici este adevărul. Ok. Dumneavoastră a spus că sunteți membru în Consiliul Local din 2008. Da. Nu, membru în PNL din 2008. Din 2008. Și consilier local? Consilier local din 2008. Tot din 2008, da. Adică sunt niște anișori de experiență. Știți cum funcționează administrația publică locală. În momentul ăsta, pe o scară de la 1 la 10, și mă întreb și să-mi răspundeți sincer, pe o scară de la 1 la 10, 1 însemnând total nepregătit și 10 însemnând, bă, cel mai bun pentru funcția asta, unde vă situați? Nu vreau să fiu lipsit de modestie acum, dar cred că sunt pe undeva pe la 9. Nu vreau să zic mai aveți de 10. Învățat. Mai am de învățat puțin. Un punct. Un punct mai am. Care ar fi ăla? Ar puteți să, nu știu, să vă dați cu părerea, bă, unde ar mai fi să învăț? Poate, nu știu. În primul rând, cred că ar trebui să am o relație cu oamenii care nu sunt de acord cu mine. Am o problemă în zona asta, dar ca să-i atrag să înțeleagă anumite proiecte. În ultimul timp am reușit, am progresat din punctul ăsta de vedere. Și cred că aici ar fi o mică problemă. Da. Asta se poate rezolvabilă. E vorba de o anumită maleabilitate. În... Păi nu asta înseamnă politica, de fapt, să fii maleabil și să-l faci și pe ăla care nu e de acord cu tine să fie mulțumit cumva? Da, categoric. Și asta voi încerca în perioada următoare. Asta nu înseamnă că trebuie să-i minți pe oameni. Nu, doar nu să... sunt de acord cu minciuna. În politică... Deloc, deloc că există se mai întâmplă, se mai întâmplă în politică, dar eu nu prea sunt de acord cu minciuna. În general, oamenii trebuie să știe adevărul. În general, indiferent că poți sau nu poți rezolva sau te împiedici de anumite chestii, trebuie să le aduci la cunoștință adevărul. Asta este principiul. Cum faceți să comunicați cu oamenii din comună? Comunic foarte bine cu oamenii din toate satele comunei. Să știți că sunt un om activ, circul foarte mult prin sate, am relații cu toate domeniile de activitate, cu profesori, cu medici, cu medici veterinari, cu preoți. Aș vrea în perioada următoare să mă implic în niște proiecte care țin neapărat de cultură. Eu am fost un om al culturii de mic. Nu știu dacă dumneavoastră vă amintiți, am fost unul dintre cei mai buni elevi al profesorului Tite Alexe. Aha. Deci există o istorie. Și chiar aș vrea în memoria dânsului să fac ceva pentru Comuna Dulcești în perioada următoare. E un secret sau ne-l spuneți acum în exclusivitate? Nu pot să vi-l spun acum, dar este un proiect mare pentru mine pe care vreau să-l fructific în cea mai scurtă perioadă. Evident că și cultura și în mediul rural, oamenii, în general cei din orașele mai mari, spun, hai să fim serioși, în mediul rural, la ce poți să te aștepți? Cultură și oamenii sunt obișnuiți cu altceva, se trezesc dimineața la 5 și își văd de treabă animale, ogor și așa mai departe. Dar uite că e foarte importantă cultura. Foarte important este. Sunt și chiar vreau să fac tradițiile. Lucrurile astea pentru tineri. Vreau să-i scot dintr-un anumit mediu și să-i aduc în altă zonă. Sunt destui tineri ca să vă zbateți pentru ei? Sunt, nu foarte mulți, dar sunt destui tineri care ar putea cu ușurință să-și schimbe zona în care sunt la acest moment. Mâine, dacă ar fi, eu pun mereu întrebarea asta, mâine, dacă ar fi să fiți primar. Care ar fi ideea cu care i-ați aduce înapoi în țară pe cei care au plecat din comunitate? O întrebare foarte grea pentru mine. De ce vă spun că e foarte grea? Pentru că nu sunt în cunoștință de cauză în ceea ce privește cu exactitate terenurile posibil rămase la dispoziția Comisiei Comunale. Dar am în vedere. Ca să aduci niște oameni de acolo, trebuie să le oferi niște condiții. Fără discuții. Ei sunt învățați cu un alt mediu de viață. Este foarte greu să părăsească zona respectivă pentru ceea ce se întâmplă la acest moment în comuna la noi. Vom vedea ce vom face în privința identificării acestor porțiuni de teren, astfel încât să declanșăm o procedură de facilități fiscale pentru tinerii căsătoriți, vă dau un exemplu, până în 35 de ani, care se stabilesc în mediul rural, da. Și să le oferim terenuri în vederea construirii unei case
Și care să, fie, deja. Care să fie scutită, eu știu, o perioadă de 4-5 ani de impozit. De ce vă spun lucrul ăsta? Eu am beneficiat la construcția casei mele, am beneficiat de ordonanța 26/2006, care prevedea nu mai știu exact la ce număr avea articolul, spunea tinerii căsătoriți până 35 de ani care se stabilesc în mediul rural și care fac dovada proprietății terenului, pot primi o subvenție de la Guvernul României de 20% din valoarea construcției, dar nu mai mult de 15.000 de euro. Vă spun sincer, la acel moment am demarat toată procedura, dar nu am avut încredere. Ceea ce s-a dovedit că așa a fost. Ideea a fost bună. Ideea a fost bună și chiar s-a fructificat lucrul ăsta. Și ați pune din nou în practică la nivel local? Aș pune din nou în practică la nivel local. Nu puteți decât să discutiți de taxe. De dacă impozit. Găsit. De taxe. Da. Dar acum vă spun din nou, nu știu, nu sunt pregătit aici să vă dau un răspuns în ceea ce privește situația terenurilor existente la dispoziția comisiei. De ce asta ar trebui să fie o informație publică? Ar trebui să fie informație publică, dar la acest moment este o nebuloasă acolo, nu prea știm cu exactitate cum au fost date, pe ce criterii, nu. Deci dacă ar fi să preluați mâine primăria, preluați așa un fel de... O să vă bateți capul jumătate din mandat, da, doar ca să descălciți. Este într-adevăr o muncă colosală. Știți că se vorbea la un moment dat de greaua moștenire. Cei care vin la putere de obicei bagă povestea cu... Băi, frate, greaua moștenire, de-aia ne merge rău, pentru că încercăm să descălcim ce au rămas din urmă. Sigur. O să fiți în situația asta cu siguranță. Categoric. Bine că mai sunt alte posibilități. Noi... mai avem în zona bisericii din satul Dulcești, există un parc care acum este rămas de izbeliște, aparține boierului Vasiliu Bolnavu, moștenitorul lui. Nu știu, în viitor apropiat ar trebui să facem ceva pentru... Poate găsim o disponibilitate din partea moștenitorilor să-l ofere gratuit comunității noastre. Ar fi păcat să fie spații care să stea nefolosite. Sigur. Orice acolo era foarte frumos. Exista moara de la Dulcești. Acum a rămas tot de izbeliște. Dezinteres. Eu sper să puneți la punct toate aceste mici neplăceri, neajunsuri. Pentru mine sunt mici, că sunt la distanță de atâția kilometri. Pentru dumneavoastră, cu siguranță, poate au o însemnătate mai mare și o să vă implicați, cu siguranță, mai activ decât unul care e din afară. Gen. Eu nu pot decât să mă uit să fiu critic de pe margine, cum sunt chibiții de la fotbal sau de la pescuit. Dar, uite, bă, primarul ăsta a făcut sau primarul ăsta n-a făcut? Sunt ăla cu semințele care stă pe margine. Domnule Cucu, vă mulțumesc foarte mult pentru că... Ați avut bunăvoința de a fi astăzi în platoul nostru, că am ajuns la finalul ediției. Și eu vă mulțumesc foarte mult. Încă o dată alături de mine, domnul Cucu Paul Daniel, candidat pentru poziția de primar al Comunei Dulcești. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenția oferită. Rămâne să ne vedem data viitoare la o nouă ediție a emisiunii Politica în Neamț. Până atunci, care fiecare dată, toate bune!